Salut! Doamnelor și domnilor! Vă mulțumim foarte mult că aveți răbdare și sunteți în continuare cu noi la episodul 365. 365? Câte? Deloc. Câte? Ce episod? 356? Mamă, la episodul 365 face primul an. Facem un an. Facem un an de zile. Ah, da, chiar. Hai să sărbătorim cumva. De noi de ce nu mai facem live cu facem public? Un an de... Să tăiem moțul la podcast. Live da, cu da. Public, mă. Hai. Hai să mai facem un live cu public. Hai. Hai. Și le ducem tava la public. Le ducem tava așa și să-și aleagă așa ei. Să-și aleagă nu, ei. Să-și aleagă nu, ce facem. De ce ei? Ce vrei să-ți ducem ție tava? Nu, voi. A, să ne aducă ei o tavă și noi să ne alegem. Să alegem. Bă, da, deci așa facem. Plângem, ne căcăm pe noi și punem mâna la tine. Cât de tare. Dar tu nu bei, n-am. Da. Tu n-ai cum să faci asta treaz. Ba da, cum adică să mă... Poți să plângi să te cași pe tine treaz? Da. Poți să plâng să mă cac pe mine și să mă plâng din nou. Dar un lucru nu o să uit vreodată scute cu popou. Vrei să faci Costel reclamă la show de mâine seară? De miercuri? Acum, la începutul podcastului? Trebuie să și mai râdeți. Nu, nu, e... Trebuie să mai și râdeți. E late night-ul, mai e late night-ul, e late night-ul. A, late night-ul cu mine, da. A, chiar, oameni buni, să știți că mâine seară, 9 februarie, de la ora 20, este late night, un fel de late night. Bun, un fel de late night cu Alex Mocanu host și eu sunt invitat. Acolo vor mai fi și Mitran, Drăcea și chiar încă... Geo Adrian? Nu. Gherghe, Gabriel Gherghe. Și o să fie și Cristi Mirică, auzi, Sergiu Mirică, Cristi Mirică, Jesus Christ. Sergiu Mirică, care împreună cu hostul Alex Mocanu fac o echipă șmecheră. Abia aștept să vin. Acum am să vin, am povești. Cam la ce și nu vine să cred că am la ce să fac reclamă. Pe 11, acum, pe 11 sunt la Buzău, Buzău la Brothers. Brothers. Mulțumesc. 11 ce februarie, de la ora 20. Ca hype man, a intrat la dublaje. Pe 11 da. Sunt la O Brothers, Buzău. O Brothers. Și după aia, 3 martie la Iași, la Master, ai zis că Master e bine? Club, Master Club, da. 4, yes, 4 la Botoșani, la... La Irish, unde Irish, este, magistru, unde este extra, extraordinar. După care la Suceava pe 5 mă duc. 5. Sau gura cumului pe 5, da. Suceava pe 6. The Mouth of Humor. Și după aia 7, Iași din nou. Mă mai duc încă o dată la Iași pe 7. Și încă o dată revii pe 7 la Iași. O da. Să deci fie 3, super 4, șmecher. 5, 6, 7, Moldova. Dacă da. Sunteți pe acolo, Iași, Suceava, Botoșan, gura humorului, Iași din nou. Moldova! Iași din nou! Iași. Da, săruna, mulțumesc mult! Să trăim! Da. Stand up! Și nu uitați, 16 februarie, la o oră. Așa. Că nu știm ora, s-ar putea să fie... Da, avem ora, da. S-ar putea să fie la micul dejun, s-ar putea să fie la 1 noapte, nu putem ști, da. Noul matinal. Stand up revolution pe Antena 1. Stand up aici. Fai de cap, și-a înjumătățit audiența, da. Da, nu, eu. O să fie, lăsând la o parte ce am vorbit noi că nu putem să zicem, dar este și meci. Este, avem toate șansele. Și meci? Este Salzburg cu Bayern. Și începe este... și războiul pe 16. Fix în deci seara, fix a pus Putin seara invazie. Să dă prima numai bombă. Numai ca să ne fută Putin a pus invazie miercuri pe 16 februarie. Bă, incredibil, mă. Antena a vorbit cu Putin. Și i-a amenințat Putin. Da. A zis, mutați, mutați, stand up revolution. Nu, că pune probleme. Bine, invadez Ucraina. Da. La ce ori? Pe la 8, așa cum puneți voi emisiunea. Oricum, eu zic că eu am, adică te duci acolo la băieți, la gura humorului, la Suceava, care sunt cu teamă acolo, stau oamenii cu teamă. Bună, ei, bună, bună, că stau bună. Oamenii cu teamă? Cu teamă de ce? Că, că se termină vinul sau ce? Că e... Că e aproape. Aproape de, sunt aproape de Ucraina. Hai, n-ai treabă. Da. Dar adică că e Suceava sau că e Giurgiu, tot teritoriul României. Nu e mai mare panică acolo. Cum se întâmplă un război? Da. Adică ce se atacă? Adică vin, ok, la modul să începe, gata, intrăm în România. Pe unde intră? Pe unde vor ei, pe principal. Unde vor ei. Nu trebuie să aibă un drum ca să intre cu tancurile alea? Stau la vamă. Adică, da. S-a făcut de 1000 de ori gluma asta. Cu, da? Da, cu și apoi intră cu... ok. Deci eu zic, eu stau în Cosmopol, vreau să știu pe mine. Știu că e lângă noi o bază militară, ceea ce e kind of sucky. Da. Și adică, nu știu, vin, intră la modul bombardează aeroporturile prima dată, presupun? Bă, da. Dar nu, de ce și să bombardezi? Și plus că o să ia din nou, zis, cred că se revine la viola femei. Aia voiam să se revine. Nu știu acum ce planuri tu, dar e ultima fază, că trebuie să ai
trupe pe teritoriu. Una e să vii cu drone și cu avioane și alta adică, e să okay, înaintezi cu trupele. Adică, Cosmopolis, ok, Cosmopolisul e ocupat, da? Cu ce mă afectează pe mine dacă îmi închide Carrefour-ul? Păi cum a fost... S-a închis sigla. Alex a închis sigla. N-ai văzut că, era screenshot că a dat unul care e expat în Kiev. Mi se pare că expat era. Și a dat un mesaj de ăsta și a zis că ok, și dacă Ucraina invadată de Rusia, se închid cluburile în Kiev. Asta interesa. Dacă se închid cluburile de nightclub, știi? Dacă se închid cluburile de noapte, dacă invadează Rusia, știi? Deci, dacă la ei nu e clar, la noi sigur rămâne deschis Carrefour-ul în Cosmopolis. Okay. Ah, bun. Asta e bine. Deci, adică viața nu s-ar fără schimba grijă, nu, foarte mult. Treabă, da, chiar dacă... Și oricum, cred că ar avea treabă în centru să opresc în Cosmopolis. Da, picioare, da. Nu, la tine e nașpa, că tu ești lângă Victoriei. Aia, e adevăr, aia e cu stres. Nici nu am să te duci. Plus că acolo nu se și aterizează cu... Eu am scăpat și de ce? Că eu lângă mine am un teren viran care scrie că e al ambasadei Elveției. Și dacă sar gardul... Direct. Da, și scrie un panou mare pe care scrie proprietatea ambasadei Elveției. Și de ce acolo trebuie să ne ducem? Teritoriul elvețian. Deci dacă sar gardul acolo, nu mai avut. Dacă mă bombardează acolo, îi nenorociște Elveția, că e teren neutru. Da. Am scăpat. Da, perfect. Mamă, ce te-ai scos, mine, frate. Dar venim, eu mă duc la Băden. Că am și o scurtătură, știu, să iau pe un drum să nu fie... Nu cred că mă întâlnesc cu ei. Dacă e ceva... Eu mă duc la Băden și e ok. Nu prea ascuns Bădeniul ăla, nu prea... Vreau să fie mai multă pădure, dar... Eu mă duc în Bulgaria. Nu te duci la casă, la... Ba da, mă duc în Albeș și în caz că vin la mine acolo pe stradă, pe strada Plopilor, mă duc în Crapeț, la vreo 40 de kilometri, da, și mă duc că nu o să invadeze Bulgaria, că Bulgaria e cumpărată de Germania. De ce să nu invadeze Bulgaria? Germania a cumpărat Bulgaria. Păi și sunt pe mână cu nemții. Cine, rușii? Da, cum, se invadă imediat. Le deschid nemții la Bulgaria. Le deschid Bulgaria. Să fie chiar. Să găsesc că Bulgaria deschisă. Cum să nu? Da. Ba da. Sârbii cum sunt? Eu sunt cu basketul și sârbii sunt cu... Cred că asta o să mă ajute. Da. Da. Nu știu dacă au vreo părere. No. Că păi ea cam bombarda NATO, dar nici sunt în UE, nu sunt în UE. Ea bombarda NATO, dar nici cu rușii nu sunt prieteni. E nasol. Da. Ba da, gata, eu am soluția. Știi ce fac? Mă bag în Dunăre. Și din când în când mai ies la suprafață să respir. Și după aia mă bag în apă. Și copiii? Copiii plutesc. Stai mă puțin. Scopii, mă. Bă, lasă-mă, scopii, mă. Bun, cât poate să fie? 2 ani, 3 ani de zile, așa? Și mă bag în Dunăre. Da, dacă ți-au băieții și îți fac, știi cum se făcea pe vremuri, de îi băgau în armata turcă, cum se numește, pașalâc sau ce era chestia aia? Nu pașalâc, mi-a venit pașalâc. Da, spune pașalâc. Așa zic pașalâc. Nu, luau băieții și duceau în armată și creșteau. Era amantlâc. Amantlâc. Și făceau. Nu? Da. Nu cred, sunt prea mici ai mei. Da. Pe acum e nevoie de ăștia mici, mă. Ca să piloteze dronele, cum ar fi. Da. Așa e războia. Am pierdut Cernăuțul pe camera. Ce a zis? Am pierdut Cernăuțul. Am pierdut Cernăuțul. Da, mă rog, în fine, nu cred deci că se va întâmpla. Da. Eu unul nu sunt pentru... Nici eu nu cred că... Nici eu, nu. E așa, e greu de... N-aș spune că e greu de imaginat și cred că de asta nu se întâmplă. Plus că... Ce? Live-uri din război, eu asta, Claire, o să dai seama cum să ai. Am văzut că acum. Sunt aici, frate, la război, să trage mâncația și curata, să te iauzi. Eu scu să trage. Iauzi. Aha. Așa. Handicapatul ăla cu viteză. A apărut acum podcast, se numește Stand-up în vreme de război, cu Micuțu, cu Bobonete... Mi s-a părut mic că a văzut ceva cu bobonete la... Da, foarte... Nu l-am văzut, abia am văzut că a apărut. Vă recomand, uitați la el, dar hai să nu mai facem, că pare că facem același podcast, tot cu război și... Ok, n-am știut. Bine, hai să trecem la alt subiect. Toată lumea în România vorbește numai despre asta acolo. Pârți, vorbește toată lumea despre asta. Da, mă, dar știi că noi în stand-up și furăm, mai că nu am construcții și în stand-up să mai fură asta material. Să material. Da. Vezi să furăm asta. Așa. Da. Bine, atunci hai să vorbim unde se duc gâștele cu gâtul alb.
Nu știi că era o glumă. Era o glumă bobo. Da, da, era drăguță gluma. Da, era mișto. Da, chiar. Ați mai văzut ceva stand-up mișto? Eu am văzut James Acaster fără nicio pauză fără ca să răspundem. Am văzut James Acaster. Nu am văzut stand-up, dar am văzut un serial foarte haios. Care? E și interesant, e și un pic prea artistic, dar e și amuzant, dar e și haios. Așa. Se numește Only Murders in the Building. Și este Steve Martin. Steve Martin, care l-a creat și joacă în el. E făcut el, e o distribuție extraordinară. Este Steve Martin, Martin Short. Oh! Pe da-i, old school. Da. Și Selena Gomez. Da, foarte mișto joacă Gagi, ca să știi. Bă, știi ce mi-ar plăcea mișto la, ce mi-ar plăcea să văd la Steve Martin? Să se vopsească brunet. Da. Ești tot, e numai cu părul alb de la 22 de ani. Dar se vede că e făcut de el serialul și că e, e efectiv, e filmul lui. E pe ăla vechi? Nu, dar e cântă, are o din aia mică la care tot cântă tot serial, știi că îi place lui să cântă. Și are banjo, a cântat și la banjo. Dar nu la banjo, cântă la acordeon. De la mic, nu știu cum îi zice, la bordul acordeonuț. Acordeonuț. Un acord de onuș așa, are și mai tot cântă, știi, și are așa, se vede că e filmul lui, vreau să. S-ar părea tare să se vopsească acum, știi, brunet. Dar nu, blond ar trebui să vopsească. Blond. Aia ca națională, știi, să facă pui în cap. Să facă pui în cap. Adică dacă tot te duci, du-te până la cap. Fă-te, jumate roșu, jumate verde. Da. Mi-a plăcut intro-ul de la băiatul ăla, nu știu cum dracu-l cheamă, spaniol cumva. Ai zis că este foarte tare intro-ul ăla. Foarte mișto intro-ul, când își face el primul special, nu ne-ați văzut, nu? Ne-am uitat. Și foarte mișto cum se pregătește așa, gata, filme special, arate ceasul cu, când începe alarma la 11:30, se trezește. Și că I love comedy. I eat, breathe, sleep, shit and fuck comedy. Și foarte mișto cum inventează el de American Humor Award. Că el vrea să câștige de American Humor Award și inventează și spune tot câștigătorii, după aia are un meeting cu Bob Burnham și cu încă un de la bătrân câștigător în 2006 și nu știu cât, și întreabă pe ăștia cum să câștige și el de American Humor Award. E foarte special, nu, m-am uitat puțin și l-am închis. Ce senzație îți provoacă asta când e intro mai bun decât special? Bă, da, da. Adică dacă poți să faci el atât de amuzant, cum te n-ai reușit să faci și special? Bă, da, I eat, breathe, shit and fuck comedy. Fuck comedy. Da, e bună glumă. Ce a fost foarte intro ăla la special? Lung și... Nu mi-a păsat atât de mult. Trebuie să recunosc că mai era o variantă și nici m-am uitat. Am fost la modul, bă, e ok, trebuie să fie un intro acolo, nu contează. Musa numai bine nu era. Da. Da, mă, pentru că, pe bune, simt că mai bine nu era. Da. Sunt de acord cu ce ziceți voi. Dar de pe vremea când aveam părul lung. Eu nu mai sunt ăla. Eu de Costel cu părul lung nu mai răspund. Mulțumesc, eu am închis toate dosarele. Dă jos costeii de pe el. Eu nu am idee. Eu nu știu exact ce a făcut Costel. Mă lepăd de Costel cu părul lung. Mă lepăd de Costel cu părul lung. Mă lepăd de Costel cu părul lung. N-am nicio treabă. Ce a făcut Costel cu părul lung e treaba lui. Eu n-am nicio treabă cu el. Suntem din generații diferite, din ere diferite. Ești mai amuzant decât Costel acum, decât ești părul scurt. Tot timpul când îl sun pe Costel are o glumă. Mult mai mișto. Acum. Sunt mult mai fain. Și durează mai mult sexul cu mine acum. 6 minute 33. Cronometrez. Și 33. Și mulțumesc frumos. Și mulțumesc frumos. Somn. Te culci. And sex. And sex. Da. 6 minute 33 pe ceas. Deci eu nu o secundă nu fac mai mult. Înainte era într-adevăr mai câteva minute până în 6:33. Excelent. Glumesc, fac de mâncare foarte bun. Gătesc mai mult cu cartof roșu, ăsta cu cartof dulce. Decât, pentru că am observat o chestie interesantă la cartofi dulci. Că nu prea găsești cartofi dintre ăștia dulci congelați. Și atunci toți sunt clar toți cartofii dulci prăjiți. Nu neapărat că-s congelați în nașpa. Ba da, nașpa, aia congelați sunt. Apropo de restaurante, dacă ai cartofi dintre aia congelați, închide-te, tată. Închide-te ca restaurant. Ai înțeles McDonald's? E o problemă.
Da. Ce mă, la McDonald's aia sunt făcuți din pastă, sunt refăcuți. Nu sunt... Da, exact. Nici măcar nu-i vreau că sunt concert. Bun, cartofi. Da, eu acum așa mi-au. Au avut 10 de ani că să, să învețe să ne păcălească. Căcat. Eu cred că... au dintre la monoglutamat de sodiu, care... Am înțeles că e foarte gustos. Da, e cel mai umami. Gustos. Nu are niciun fel de problemă. Așa da. Se cheamă umami? Umami e ce dă, umami. Cum ar veni. Ah, îți dă gustul. Umami. Umami. Da, mie, toată lumea e speriată. Adică a fost o vreme că toată lumea era speriată de asta și nu da. E... Nu. Nu e rău, nu e nociv. Nu, nu e. Dăm da, destul da. Credit de McDonald's. Mi-am luat da. Un dublu cheeseburger rece. Așa. Păi și mâncasem de la Whopper, de la Burger King, care okay, e reticul da. Burgerul mai bun. Da. Nu, frate, ăia de la McDonald's sunt foarte dublu gustoși. Dublu cizu? Da, dublu. Toți burgerii sunt de la McDonald's sunt gustoși. Ce mi-ai făcut poftă să-mi iau? Dar ei lăsat 2 ani pe dulap să vezi că și mai bun, se lasă la maturat. Deci după 2 ani, când îi pui la cuptorul de microunde... Căutam ceva... Sunt, bă, frate, zici că-s făcuți ieri. Dar să știi că am vorbit cu bucătari. Am vorbit asta cu bucătari. Bucătari da, foarte da. Buni și care sunt bucătari, uite, de ăștia, gen românește, da, așa, că eu zic că este extraordinar de echilibrat. Da, burgerul de la McDonald's este... Păi da, mă, dar sunt miliarde de și dolari de-a lungul a zeci de ani băgați în să fac un sandwich bun. Ce poftă mi s-a făcut. Făcut poftă de McDonald's. E foarte echilibrat, toate gusturile sunt perfect echilibrate. E foarte... Dracule, știință pură ești nebun. Bă, dacă comanzi de la McDonald's, am și mie. Am niște cartofi prăjiți. Bă, McDonald's! Number one! Bă, cea mai tare... Deci cu KFC, nu, mi-au KFC și cartofi de la Mac. McDonald's. Deci, așa că o arunc și eu acolo, arunc și eu o chestie. Na, nu pot să o iei sau nu. Da? Bagă niște cartofi dulci prăjiți. Pentru vreau să ne sponsorizeze McDonald's. Da, și eu. Și să ne dea 100 da. De mii sau, de euro. Nu neapărat să ne sponsorizeze, dar poți să te duci ales până la McDonald's acum. Mamă, ce mi-ar plăcea să-mi dea McDonald's 100 de mii de euro. Ce vrei de la McDonald's? Ce-i mă 30 de mii pentru McDonald's, mă? Ce-i mă 30 de mii pentru McDonald's? Care ești de revolutul să ne dea oamenii 30 de mii de euro? Eu îmi dau Revolutul. Păi dă-l! Ia-l! Deci McDonald's, fă comandă de McDonald's. Bă, este cel mai tare podcast ever. Bă. Este genial, eu m-aș uita la el nostru. Cum l-aș să pune nu te loop. Uiți? Dar acum chiar mă bucur că am făcut reclamă la show-urile alea la începutul ăsta, că sigur se uită toată lumea alea. Este da, foarte bun. Deci, cine a mai comandat de la McDonald's? Da. Mai și asta e mișto, că nici măcar nu-i vreo farsă, doar comandăm dacă era vreau și noi da, un da. Dublu McDick. Da. Chiar comandăm sau McDonald's. Comandăm McDonald's, am sunat la KFC să comandăm McDonald's. Vreau și eu, da. Ia-mi și mie două dublu cheeseburger și cu două dublu cheese? Da, o ard aiurea astăzi. Asta este, it's my cheat day. Două dublu cheese. Bă! Deci vreau să vă zic în primul rând că mă duc la sală. Bine! De bă, sunt... Bă, Costel, termină! Da, frate! Și duc și anul ăla. Costele, deci, tu ești pentru noi Alex Mincu 2. Alex pentru noi, Alex Mincu 2. Tu ești pentru noi, Alex Mincu 2. Costel ript așa peste... Nu vrei mai un meniu maxi dublu cheeseburger? Bă, hai mă, să faceți și podcast totuși. Da, mă, facem un pic de podcast. Vreau două dublu cheeseburger și un... Tata, lasă-mă, lasă-mă, bă, lasă-mă. Nu vreți bani, mă, aia e problema. Nu vă plac banii. Da, mă, eu vreau două... Să știi că toți oamenii care ne acuză că ne-am dus pe pulă și că ne-am delăsat, aici au, în episodul ăsta au total dreptate. Aici eu, chiar de aici. Eu cred că a vândut McDonald's pe bucata asta o grămadă. Și dacă venea McDonald's să sponsorizăm și ne dădeau bani și le propuneam, hai să facem da. Asta, hai să comandăm ceva, nu, nu, da, hai să, nu, nu, hai să nu. Punem numele și să... Nu le convenea asta și cred că am rupt pe comenzi. Da, acum efectiv... Nu, mă, cred că efectiv, nici nu mai știu ce să facă. Da, da, Glovo este efectiv, Glovo s-a oprit. Toate McDonald's de cuda l-a pus în... Da. Gen, deși te pare rău, nu mai avem nimic. Așa, zic așa. Două chifle și o bucată de ceapă, atâta e mai avem. E singura țeapă pe care mi-am luat-o de pe Glovo a fost la McDonald's. Zău? Da. Deci am comandat mai multe chestii, mi le-au trecut pe bon și mi-au adus mult mai puține chestii. Mult mai puține, cu vreo 3-4 lucruri. Nu mi-au adus un McToast, nu mi-au adus niște maioneză, niște cartofi, McDonald's. Poate că ai găsit tu echilibru da, în dublu cheeseburger. La murtar de maioneză. Da, nu, nu, nu v-am pus. Nu v-am ce pus? Nu v-am pus? Da. Al naibii, bă, ăștia. Nu, 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 nu. Ia suflă. Nu, deci McChicken nu este, credeți-mă că n-am. Dar n-ați avut și un...
Și să și râgă, așa se miroase. Bine, mă, hai mă, facem content, căcat. Auzi? Știi cum să zic că Mexican nu v-a pus și în orice caz nu era bun. Oricum nu era bun. În orice caz nu era. Da, era cam rece. Hai să facem pula. Bine, am hai. Pierdut pe toată lumea, credem, nu se mai uită nimeni. Nu mai rost. Pentru cine a rămas? Vreți să ne mai dăm interesul? Cine a rămas? Internetul mai târziu. Hai să ne dăm interesul. Ok, în primul și în primul voiam să spun că eu și Vio ne transformă în fix același om. Deci gata, e... Oh, Vio! Oh, cine ar fi crezut că a pus o oglindă aici? Bă, trebuie să veniți îmbrăcați la fel. Eu asta da, zic da, și da, dacă... Da, da. Și nu să... mă, la barbă, că tu ai barba mai, mai păi așa. Păi da, normal că de efectiv vreau da, să fac da, ceva. Și puteți să faceți următoarea chestie. Mai țin afișul ăla în care eram noi doi, da, da, da. Băra și cine mai eram? Ciobanu, Ciobanu. Și Ciobanu, mă. Noi doi, Băra și Ciobanu, efectiv zici că cineva s-a chinuit un autopoză și a schimbat. Bine așa, mi se pare foarte bine. Da, mă, apropo de diversitate. Eu cred că tu Ionuț Grecu și arată poză cu tine. Da, do me like this. Este diversitate în stand-up. În sensul că, uite, eu am barba mai lungă, tu ai da, barba da, mai scurtă. Da, da. Da, e foarte multă diversitate în stand-up. Deci ce ziceai cu conținutul ăsta? Ce să trebuie să facem content. Bine, și deci, să... ok. Deci, uite, eu o să fac asta, o să arunce asta și o să aterizeze... Yeah. Dude, perfect. Ok. No. Mega fail, așa se pui. Mega, mega fail. Fail. Păi, și... un challenge. Hai să facem react la ceva. Ok. Avem televizor în spate. Mamă, ce tare. Și react cu spatele. Da. Asta să da. Fie. Ce, vă întoarceți un pic așa și facem react la un clip. Și când mai facem de, când râdem, facem. Mamă, deci mă simt efectiv ca Buscemi cu skateboardul în spate și de aia cu hello fellow kids. Hai să facem și noi react. Ce nu mai fac copiii de vreo 5 ani? Hai să facem noi. Dar oare ce fac copiii acum? Sunt deprimați copiii în zilele astea? Da, da, da. Da, cântă trap lent despre cum sunt deprimați. Mama. Trap lent? E trapul da. De ăsta dansat cu fata? Da, trap blues. Baladă trap. Baladă trap. Da, inviți fata la... Tut cu arda. Da, 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 cu arda ta e la mine. Când aveam vreo 16 ani. Doamne, ce coarde mai era, mai făteam. Se rupeau. Se rupea pis, Daniele. Eu nu am... Da, mă, n-ai... Nu, adică trebuie luat în considerare și oprit podcast-ul. Bă, adică, mă, frate, da, mi-am făcut modul... planul acum cu 365. Stai, apropo... Mă, nu, adică la... dacă e să o iei așa, adică e foarte important și când contează și când să știi să te oprești. Să adică când modul... s-a oprit. Da, mă, da, faza e că noi nu avem cum să ne oprim, că nici nu ne-am propus să facem ceva. Asta e problema, știi că dacă ne-am fi propus păi, să... tocmai așa e mai așa mișto. Erau înainte episoadele despre nimic, este da. Seinfeld all over the place. Da, păi atunci erai, nu știu... Cred că acum mai... simțim noi presiune mai mult, înainte ne durea mai nu, mult în cur... Nu, ba, da. Nicio presiune. Bă, da, tu simți presiune. Tu ai simțit presiunea că n-ai... Tu înainte dat... efectiv stăteai și tăceai întins pe spate, pe... Da, deci nu aveai niciun fel de presiune. Și acum îmi dau seama că era... Da, păi de ce? De ce acum simți presiune? Gata, nimic. Parcă, I don't know, it's uphill. Tu știi cum se numește da. Podcastul ăsta? Între show-uri. Între show-uri. Între show-uri. N-am avut show. Da, n-am avut show înainte. Nu vrea să știi că e o chestie că îți dau adrenalină când ai show. Și ai show după aia vii un pic încărcat. Acum suntem leșinați că n-am avut show înainte. Da. Mamă, deci pe bune și cu poftă de... McDonald's. Vom, ce oameni vă mai trimit? În 6-7 luni facem decorul. Da. Și să vezi. Și într-un an îi dăm drumul să moară da, de 2 ani. Și facem de jur 3-4 ani subiect, maxim. Mă, eu aveam subiect. Știu că am făcut caterinca cu căștile, dar tot eu cred că căștile sunt foarte... Eu că căștile și de aporcă sunt cel mai important. Că căștile. Până am stat cu căști, m-am simțit cumva mai în podcast. Da, mă, știu, dacă ne punem căști o să fie super tare. Asta ne lipsește. Eu mi-am dat seama ce ne lipsește nouă de vreo 100 de episoade încoace. Căști. De vreo 100 de 100 și ceva de episoade ne lipsesc căștile, da. În fine, deci, când aveam vreo 17 ani, Doamne, câte droguri mai băgam, trăgeam și o liniuță, băgam și la seringuță, Doamne, ce viață mai duceam, băgam și MD și luam și DMT, Doamne, ce droguri mai luam, când aveam vreo, chiar, când aveam vreo 18 ani, Doamne, ce examene nu dădeam, căci făceam bani din Bitcoin. Ah, nu mă bag în glume de genul ăsta, că am văzut-o pe Carmen Tăneasă, Dumnezeu să-i dea sănătate că e talentată, făcând cu Bitcoinele, cu țiganii, cu aștia. Aoleu, chiar că da. Bă, da, aia nu-i rasist. Nu-ți rușine să-ți bagi joc de niște moștri sacri ai tatălui român? Ce-ai făcut, mă? Ce rol ai făcut tu, mă, în telenovela? Ce piesă ai tatuat, mă? Cine? Ce ai făcut tu? Da, nu, ce ai făcut tu?
Ce-ai făcut tu în artă ca să faci personajul ăla? Nu e rasist să faci personajul ăla, bineînțeles. E ca și cum te... Bă, progresistul pulii mele. Bine că ați voi să n-ați făcut nimic. Dar de ce le s-a părut lor? Soroșistule, pe mine, să o comentez pe doamna Tănase. Ce-ai făcut tu, mă, pe lângă ei nici unghia de la picior nu ești în stare să-i orozi, mă. Și vierme că sex. Nu, dar vreau să întreb, e ceva monstru sacru? Se spunea despre ceva că e un monstru sacru? Că este... De ce li s-a părut lor o idee foarte bună că monstru sacru al teatrului? De ce... Da, e monstru chiar. Sacru, chiar nu știu. Adică care e alăturarea... De ce anume trebuie să faci? Adică cum să te califici să fii monstru sacru? Nu, dar de unde vine? De ce monstru? Dar ești întâi monstru și pe aia e sacru. Exact, asta e fața. Te iei monstru și pe aia dacă ești destul de bun monstru, ajungi devii, sacru? Sau? Devii sacru, sau, da. Am mai auzit dinozauri, dar ce a dat meteoritul în voi, băgamea și pe ce? Băgamea și pula morții voștri. Scuze, doamna Carmen. Scuze, doamna Carmen. Mi-ar plăcea să fiu monstru macru. Mi-ar plăcea să n-am grăsime și un monstru macru. De ce li s-a părut lor o idee bună, monstru sacru? Poate erau cum e acum pe la label-uri, pe la astea, știi, cu velea. Poate erau ăștia dem și cu ceilalți erau bro, monstru. Ești da, așa era țiplă. Mama a jucat țiplă, monstrurile. Monstrurile, da. Mi se pare așa destul de penibil. Tu ai fost monstru astă seară. Monstru! Un fel de you killed. You killed, așa, da. Da, 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 da. Ai fost monstru, tată. Monștrii omoară, deci, da. 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 Deci dacă a fost, da. Pur și simplu, a fost peste... Eu sunt foarte curios. Cine credeți că e primul din ăsta monstru sacru... la care se ia mori, adică care o să moară și o să înceapă toată lumea să dea iar cu cur de pământ că ne mor valorile. Care crezi că e următorul? De unde? Din România. A, din România? Da, și din ce mediu? Din mediu de teatru? Păi, dar numai din teatru sunt ăștia. Păi, teatru sau muzică, că în alt mediu nu contează. Păi, oricine trăiește acum și de care știi. Adică da, mare, din gen... prima linie. Păi George Florin. Mihăiță, Florin Piersic, Mărmăraiele, să-i dea Dumnezeu sănătate. Stai puțin, e o diferență enormă între George Mihăiță și Florin Piersic. Ca vârstă, nu? În general, ca... Adică Mircea Florin Piersic, eu cred că comoară, s-a băgat George în politică. George Mihăiță o să fie tot monstru sau... Da, mă, știu, dar eu ce zic e că, uite, exemplu, Florin Piersic e băgat în seamă în ultima perioadă. Ai văzut că a făcut și... podcast cu Dan Negru undeva în Dubai. Dubai. Și arată bine. Da. E băgat în seamă. Eu mă refer la... Știi că e ciclul ăla care se repetă non-stop de nu bagă nimeni în seamă un actor 20 de ani și după aia când moare toată lumea are curul plin. La asta mă refer. Deci cine nu e deloc băgat în seamă acum și când o să moară toată țara o să o ia razna că ne mor valorile. Dan Puric. Cine nu e băgat în seamă deloc? Dan Puric. Da, pe de altă parte nu prea mai sunt ei băgați în seamă. Ocășanu. Ce? Virgil Ocășanu. Da, mă, cum a scos. Bă, Mitică Popescu este. Mitică Popescu este. Da, mă, dar vezi tu, Mitică Popescu și merită. Maria Râlea. Maria Râlea. Mi-e dor să joc teatru. Dintr ăsta afectat. Mitică Popescu, să știi că într-un mi se pare că și merită. Adică Mitică Popescu chiar a terminat într-un fel. Bă, am băut la tutun aseară. Am băut la tutun și m-am gândit. Ce stai, dar nu vă zic, bă, vouă că sunteți proști. Da, mă, trăiește, mă, Mitică Popescu. Da, Mitică Popescu este bestial, de mă, frate. Cocoșilă. La București să ne facem vloguri. Da, ce? Ai văzut memaia? Nu. Duce la București. Erau ăștia copii, copilul ăsta și lui Moromete și era cu el cadru. Că știu, ce la București ne facem vloguri. Și următorul cadru el cu parul. Bă, Achime, mă, nu te duc la București să faci, să te faci vloguri. Da, mă, ăsta... Ce să faci, mă, ține, da. Mișto. Rebenciuc? Rebenciuc, da. Nu, Rebenciuc. Rebenciuc. Ăla e monstru sacru. Bă, da, deci Rebenciuc, bă, dar ce actor bun la Moromete, bă, băiatule. Asta zic că, și știi ce ar trebui să facem noi? Chiar ar trebui să scoatem din sertar ideea să facem un film. Ar trebui să jucăm într-un film comic sau să scriem un film. Bă, da, și eu, și mie mi-ar plăcea să fac un film. Era mișto, mă, BD-urile aveau un absurd. Noi încă n-am scos clipul ăla, dar n-am chef de părinții. Da, care, apropo, frate, absolut toată lumea a zis că este oribil, deci toată lumea cu care am vorbit. Deci numai nouă. Schimbă-ți anturajul. Numai nouă ni s-a părut o idee. Mi se pare extraordinar. Da. Stai, vă referiți la clip sau la melodie? La clip. Clipul este da, sinistru. Care începe cu... Dar, este extraordinar cu zicea, făcut mocanul a târnat o lampă. Dar de ce?
Da, nu, melodia e ok, dar clipul melodia e... Melodia e foarte bună din punctul meu de vedere. Da, da, e bună. Dar da. Cânti jumate din ea, normal că ți se pare bună. Nu. Da, și am și scris. Păi asta zic, și din jumate alta ai scris jumate. Pentru că înainte să o termine Ferrarul să ne dea versiunea finală, eram semi-dezamăgit. Da. Dar ce a făcut Ferrarul din ea... Na, eu aș zice că ar merita să aibă și un clip. Bine, hai să facem clip. Da. Și film. Clipul hai să facem un film. Hai să facem un lungmetraj, vrei? Bă, n-ați vrea să facem un remake după BD-uri? Așa. Nu cred că ar fi o... Fip de parte, adică... Dar nu, stai, de bă, ce? Bă, BD-urile mi se pare că sunt... Adică mi se pare că sunt niște filme... care sunt de un absurd, dar pe care îl crezi. Adică personajele pe care le făceau toți. Personajele de le făceau. Așa. Cât aveți ceasul, domnișoare? 14 și 15 sau 21? Mă rog, nu mai știu cum era. Dar uite, asta e un remake. Bă, te atingi de comor național acolo. Te omoară oamenii numai dacă anunți că faci asta. Deci, ai, au făcut ai unii două losuri. Ai mai mult de pierdut decât de câștigat. Ai mai mult de pierdut decât de câștigat, zise el căscând. Mai bine ai faci putea ceva... Să, dacă vrei să te duci în zona aia, eu aș vedea să faci un sequel, adică un update, deci să faci urmarea la, nu să refaci unul din filme. BDSM la munte și la mare s-a făcut, nu? Tocit jocul ăsta, uite, da, e tocit. Aproape devine prost. Eu de-abia abia acum am descoperit BDSM-ul. Vreau să vă spun. Suflipă la fudă pe ăsta. Bă, știi cum vreau să vă spun că m-am apucat de BDSM și este foarte mișto. Cu soția. Cu soția m-am apucat de BDSM. Interesant. Bă! E de făcut în viața asta. Eu mai iau, o mai dau. Ideea este că e ceva care piperează, să zicem așa, un pic relația noastră. Că parcă am ajuns așa dar într-o zonă face? De plictis. Dar cum faci? Te leagă de calorifer, pleacă și se întoarce după vreme? Nu, că nu avem calorifere, că avem încălzire în pardoseală. Ah, și te faci tu că te leagă de calorifer. Da. Te leagă de încălzirea în pardoseală. Mă leagă de încălzirea în pardoseală. Da, da, eu aș sequestra oameni, dar am încălzire în pardoseală. Oh, mi-am aplaudat gluma. Bravo, Viorele. Dar știu când te simți apreciat. What the fuck, mi-a aplaud gluma. Ce vreau să stuiți la tine. Dar asta e faza, că atunci când mă pune pe mine să domin acolo, parcă nu prea sunt pe... E puțin awkward. E un pic, sunt pe dominat. Da, știu. Asta e nervant. Știu. Da, și păcat, la modul... Păcat, da. Poți să-ți dau o palmă? Te rog. Nu, dar nu e și te facă și... Scuze. E ok? Dă mai tare. Bine. Oh my god, scuze. 1, 2. Alo? Veniți. Tati, lasă-mi face. Da, cu nevasta niște jocuri cu copii și am bătut-o cu i-am dat o palmă de la BDSM. Da, că am făcut BDSM și am dat o palmă. Azi să-i dau mai tare și când am dat mai tare aleșinată, dat cu capul acum de încălzirea în partea asta. Sânge, da, e peste tot. Uh-huh. N-am mișcat-o, nu. Doamne, ferește. Nu, că nu vreau amprentele mele pe ea. Doar la față am ajuns. După ai tras la bănuieli. Da. Cu două degete pe gât. Să-i verific pulsul. A, vezi dumneavoastră. Veniți dumneavoastră că nu-mi dau, nu simt nimic. Scârbă. E scârbă care se sânge pe gât. A dracu mie, nu-mi arată pulsul. Nu-mi arată. Vezi dumneavoastră, poate dumneavoastră vă arată pulsul. Mie nu-mi arată pulsul. Băi, tăceți, mă! Copii. Și că vorbesc cu poliția. Sau cu salvarea. Cu cine vorbesc? Moare, mă, tăi, ce știu, faci scandal. Exact, da. Da, deci asta a fost la un moment dat asta cu legat și înțepat. Deci mi-a băgat niște pace, niște cui așa. Costele, sigur că sunt jocuri erotice sau și... doar vrea să te abuzeze un pic. Da, și uite. Ți-a băgat acolo. Da. Și mi-a băgat tot felul de cuie și cârlige și am stat atârnat așa de lustră. Da. Lustră? Da. Okay. Și? A căzut lustră, bineînțeles. Da. Te-am scuipat. Și jos ce, crezi că mai aveam și chef de asta? De la durere crezi că mai aveam chef de futut? Am ajuns la spital. Da. Uite, doamne, ce mi-a făcut soția. BDSM.
Uite cum facem BDSM acasă. Uite. Uite cum facem BDSM. Uite. Uite ce mi-a făcut BDSM. Uite. Făcut. Am alunecat și am căzut cu spatele de un hidrant. Exact așa este. Și Constanții se mai închide sfincterul în ultima perioadă. Păi mi-a băgat niște bile dintre astea așa, doar că 8. 8 mi-au intrat. În fund? În fund. Da. Ok, și? Faceți cam 8. Și după aia de sucuri repede o masă de ping-pong. Și da, când a ieșit așa, când a ieșit așa. De care așa, mă? Din ce în ce mai mici. Din ce în ce mai mici? Deci bagi din ce în ce mai mici și la sfârșit una mare. Oh, that's nice. Da. Eu să zic că nu știu despre ce vorbesc, dar aș putea să fiu un... Și după aia ți-l-a tras pe toate așa și te-ai ridicat în aer importante? Am stat așa. Hai, ține mâinile așa. Depărtate. Și râdeau copiii. Să mai fă o dată, tati. Din nou. Bine, dar să știi că sunt lacrimi de bucurie, tati. Eu faptul că vă văd că râdeți, să știți că nu mă doare, sunt lacrimi de bucurie. Așa. Oh. Vă rog, rămâneți până la finalul acestui bani. Dar nu le zici acum că au plecat deja. Ar trebui să tăiem bucata asta. Da. Vă rog, rămâneți până la final. Da. Again. Hai mai fă o dată. O dată și gata, tati. Tati, să știți că plânge de bucurie. Lacrimi de bucurie sunt astea. Oh my god, lacrimi de bucurie, așa trebuie să. Așa se numește episodul ăsta, da. Da. Uite că am un Bogdan o idee, vă rugăm rămâneți până la final. E bun de idee de dit, nu vă rog. Na, cred după aia o să zic că dai dracu că nu. Cum ai zis? Da. Lacrimi de bucurie. Da, și bici. Și bici? Și mult bici. Și de bici. Și de bici. Nu, cu bici. Da. Hai să vă opriți. Da. Deci îmi dă, dar de ce mă cam? Și o altă parte decât. Bravo, și te-ai făcut prieten acum. Nu, a fost bine, am râs, a fost foarte, dar trebuie tăiat aia cu rămâneți până la final și băgat așa. Hai, dar de ce putem să mai scoatem ceva? Capul ăla din Fight Club. Atâta, ce dracu? Ah, tai și nici rămâne doar asta, da. Nu a fost nu e al lui cum îl cheamă la cel care a făcut Fight Club, Fincher? David Fincher. Este ideea lui Bergman. Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Ingmar Kampmann. În filmul Psycho. Acolo a apărut prima dată această secvență. Blic. A pus pulă? Și a fost ce s-a. Serios, a băgat un frame cu o pulă? Da, e foarte rapid. E un frame. Deci a făcut-o Bergman prima dată. Ok. Bergman or Reddy. Dar nu cred că Ingrid Bergman e altceva. Nu e Birdman, nu e ăla nu de face. Da, fine, da, știu, am înțeles. Ingmar Bergman. În fine, okay. Nu contează. Nu contează nimic în viața asta. Păi bune, lucrurile se schimbă foarte rapid. Ce facem noi în metavers? Nu știu dacă v-am pus această întrebare. Să ne construim un club foarte mare. Hai să ne facem un club în metavers. Da, să ne facem să luăm foarte mult teren în metavers. Să ne facem cel mai mare club de stand-up din sud-estul Europei. Ok. Și unde să facem spectacole și să... Da. Hai să ne facem un club, clar, în câțiva ani. Și așa ai văzut că a căzut Facebook-ul. A căzut Facebook-ul cu 240 de milioane de dolari într-o zi. Eu cred că acum e disperat Zuckerberg. Cred că dacă îi dăm un SMS și zicem tati, vinde-ne și nouă niște pământ. Ah, sigur, da, că e praf. Cred că e. Păi numărul lui. Normal. Și dăm și zicem, bă, tati, mai ai pământ acolo, că n-am și eu niște pământ, știi? Nici nu zicem direct ce vrem să facem, zicem că vrem să facem noi o casă. Da, asta, și eu l-am, l-am trecut. Zici direct de club IT-ist? Bărbat IT-ist. Marc calculator. Marc calculator. Marc calculatoare. Așa l-am trecut. Zi, dai, că a fost bună, dai. Marc calculator. Marc programator. Marc programator. Să-ți instalezi știu unde. Da. Ce faci, mă, Marc? Mai trăiești? Și zici salut, Teo de la Antena 1. Da. Și să ne luăm, deci să ne luăm spațiu, să ne facem spațiu. Un club, că da. Acolo să mare, ne... dar mare de tot. Tu stai seama că o să fie... Comics? Și-au luat deja? Păi nu, dar eu o să facă, că au auzit asta și eu o să facă. Și noi da, nu mă, luăm. Hai să bipuim astea.
Da, hai să, uite, lucrul ăsta, hai să-l tem pe ăsta, hai să-l punem la început. Să ne facem un club, frate, Club 99 în metavers. Da, da, așa să zicem, cel mai mare. Cel mai mare. Și da, bun, cel mai mare și bun club de stand-up comedy. Așa, din sud-estul Europei, din sud-estul Europei, din toată Europa, dar mai degrabă. Muntenegru, ca să punem și un pic de să punem un pic de mister, dar ce, dar ce o fi Muntenegru? Dar ce, stai puțin că până la urmă și asta vreau să zic, că te intri acolo și poți să vezi show-ul și știi ce ar fi cel mai fain? Facem de toate, facem o experiență 7D. Imersiv, da, imersivă, interactivă, nici nu mai trebuie să faci, dacă pui destule cuvinte de astea, nu mai trebuie să faci nimic, trebuie doar să știi oamenii că și după aia tu îți dai seama, intri cu NFT-uri, NFT-uri, da, și primești, la fiecare bere primești un NFT. Și se plătește în Bitcoin? Da, în orice se plătește. Da. Și o să fie super tare. Eu mă bag. De nici măcar ar trebui să mai facem show-uri acolo, doar că e atât de tare clubul că vor oameni să vină. Plus că putem să stăm acolo, aici, acolo chiar putem să stăm. Da, serios. Hai acolo, mă, să facem asta. Hai, mă. Guys, come on, guys. Guys. Fac și petrecere de ziua mea, o să fie foarte gata. Hai, facem petrecere. O să închiriem neapărat pentru petreceri, da, pentru petreceri corpore, pentru zi de naștere, facem închiriem cu bă, dar de ce să nu ne extindem și să facem și nunți și botezuri în metavers? Facem, mă, cum să nu? Și ce poți să faci? La cel mai aplicația aia, Club 99. Bă, stai puțin. A, apropo, de asta că mi-a scris un băiat pe Instagram. Du-te în pula mea, determinat. Determinat, stai, nu. Căcatule, bă, căcatule. Imediat. Deci vrei două dublu ciz? Da. Callback, cârnatule. Că ai zis că nu crezi. Asta făceam, nu era niciun callback, nu era o glumă. Chiar comandam. Bă, mi-a scris un băiat. Două dublu ciz sau două cheeseburger? Două cheeseburger. Două dublu ciz, două cheeseburger cu cartofi mari. Okay. Și bă, maioneză. Bă, nu mai știu, dar mi-a scris un tip că are, că face pentru la Costa Cafe sau ceva de genul ăsta, are această aplicație și dacă vrem să colaborăm pentru Club 99. Mă rog, aplicație sau pământ pe metavers? Aplicație. Dar știi ce ar fi cel mai tare, apropo? Să închiem, să mă duc și la... În metavers... Oprește-te, mă, că avem timp. În metavers... Bă, e, na, tu. Este cimitir, tata. Ce? Cimitir în metavers. Coiețe cimitir. Nu, acum... Ai totuși pe asta pe net. Ce prag și-a luat cu asta. Nu, dar ce prag. Maioneză. Maioneză. Nu te mai forța, nu te mai forța pe net. Cimitir, frate, să-ți faci un cimitir în caz că îți moare avatarul. Da. Cola? Nu vreau cola. Nu, mulțumesc, okay. Nu beau cola. Nu beau cola. Nu beau băuturi zahare soase, coase. Și asta mi se pare foarte mișto, lângă Club 99 să ne facem cimitir pentru că mor de râs la noi. Mamă, cât de tare. Și între ele eu o să fac milioanele alea groase că fac o covrigărie. Bă, tată. Între cimitir și 99, cât mai stai la coadă la 99, cât mai stai la un bar asta să acolo, bagi un covrig. Bagi un covrig, no fiu, signal from current. O să fiu prima covrigărie virtuală, metavers. Am rupt, efectiv, am investit deja profitul mic. Și colecție de NFT-uri. Investim deja cu... Păi nu, covrigii sunt cu NFT-uri, cu, da, cu ce vrei, covrigi. Cu NFT cu măsline, cu NFT cu ciuperci, cu NFT mama, pizza. Cu... Înțelegi? Da. Și nu îți dau efectiv pizza, îți dau eu foaie că ai niște pizza în covrig, știi? Și dai doar e pizza ta. Gen, nu ai un bilet, e că e numai pizza ta în covrig și e pizza NFT, știi? Este extraordinar, efectiv. Mi se pare foarte tare. Deci, apropo, hai să ne băgăm. Eu o să divorțez acum, ca să nu ia amenința 400 miliarde. Da, extraordinar. Hai. Suntem hai. Și bogăți. Mocanu și-a luat jucările și a plecat. A închis, a închis sigla. Deci, efectiv, ne-a închis, ne-a închis lumina la bar. Da, o să închidă și aia. Ne ia, o să vină așa. Băi, să ne ia asta. Mulțumim, încă un episod din bă, acest încă un întreșor. De 11 ani de neînvins. De 11 ani de neînvins.